cum e și cu ziua asta națională iarna. Nu puteam și noi să ne bucurăm la iarbă verde, în natură, în aer liber? Unde mai pui că vara mai făceai un mititel la grătar? Mai aruncai niște peturi de bere prin pădure? Așa, de 1 decembrie stai în fric, te plouă, te ninge, te viscolește și partea cea mai nasoală, te mai și fotografiază televiziunile în posturi ridicole. Fiți atenți, de exemplu, ce a pățit Bietu Ponta. Mă rog, ce-i drept, e foarte greu să arăți demn iarna pe frig. Cu pufoaica pe tine și cu fularul strâns la gât, n-ai cum să nu pari ușor ridicol. Mai țineți minte ce se spunea acum 5 ani despre Gioană? Că partidul trebuia să-l țină închis până în ziua alegerilor ca să nu facă vreo prostie? La fel ar trebui să stea și Ponta închis pe timp de iarnă. Premierul te distrează mai ceva ca Arlecchino atunci când își ia pe el hainele de ger. Și stați puțin că asta nu e tot. Pentru ca atacâmul să fie complet, camerele au surprins o altă situație amuzantă. Iată-l pe premier lângă niște copii și acum haideți să vedem ce scrie pe căciula unuia dintre copii. A? Beautiful disaster. Adevărul e că e frumos dezastru ăsta, domne. Dar lăsați, domnul Ponta, că nici Adrian Năstase, mentorul dumneavoastră politic, nu e mai puțin ridicol. Mare iubitor de frumos, Năstase și-a acoperit capul cu blana unui șobolan gras. Aoleu, domnul Năstase, sper că nu l-ați jupuit pe guzganul Rozaliu ca să vă faceți căciula aia. Stați că n-aveați cum. Acum dumneavoastră sunteți afară, iar hrebe înăuntru, n-aveați cum să vă...